Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, fost prim-ministru al țării, domnul Ion Chicu. Domnule premier, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnule Chicu, eu nu prea obișnuiesc să încep emisiunile comentând ultimele evenimente, dar astăzi am să fac o excepție pentru că evenimentul, așa, merită comentat. Deci, primarul Chișinăului, domnul Ion Ceban, azi dimineață a anunțat că acea mișcare a sa, despre care a vorbit el pe 30 decembrie atunci trecut, devine partid, Ridul Mișcarea Alternativă Națională. Și, spune domnul Ceban, acest partid va pleda pentru dezvoltarea țării, pentru renaștere și modernizare, pentru independență și neutralitate, dar și pentru integrare europeană. Și vorba clasică a jurnaliștilor atunci când nu prea știu cum să adreseze întrebarea într-un mod mai deștept. Cum? Comentați. Succint voi comenta, pentru că nu am auzit mai multe detalii în acest anunț astăzi decât au fost enunțate de domnia sa în decembrie trecut. Exact așa a spus. Lansăm o mișcare politică, partid și atât. Nu am văzut, eu știu, poate potențial coechipieri al domnului primar, dar din obiectivele pe care le-a anunțat sunt unele scopuri nobile, care orice om normal are doar un singură dorință. Îi dorește succes ca să-și îndeplinească cele obiective care, cel puțin așa cum sunt declarate, sunt orientate spre binele țării. Deci mi-am rămâne doar să-i doresc succes. Dar așa de loc, ca șef de partid, nu aveți niște emoții pentru că funcția de primar e o trambulină, totuși. Și îi garantează un succes mai mare pentru formația eventuală sau chiar partid pe care anunță că creează. Eu sincer doresc tuturor politicienilor, forțelor politice care țin la această țară, care pot să facă ceva benefic pentru țară, succes, inclusiv domnului primar. În ceea ce privește cât de avantajos pentru domnia sa va fi în eventuala participare a dumnealui la alegerile locale, cât de avantajos va fi faptul că se implică în politică, aici e discutabil. Pentru că, dacă eu mi-amintesc bine, în 2019, majoritatea chișinăuienilor l-au susținut pe domnul Ceban, inclusiv pentru faptul că a spus că lasă politica deoparte, el nu va fi ca precedenții și se va concentra exclusiv pe problemele urbei, da? Pe problemele municipiului. Deci aici eu nu știu dacă o să fie neapărat avantajos combinarea acestor două roluri. Dar oricum îi doresc succes atât la locale cât și în eventuala carieră politică. Apropo de aceste locale care vin la urmă, primul demnitar de stat care a comentat această noutate a domnului Ion Ceban a fost vicepremierul țării noastre, domnul Andrei Spânu, care spunea azi Ion de la tribuna primăriei a anunțat despre crearea unui partid pentru integrare europeană. Ion Ieșazliu, probabil e nevoie de mișcare alternativă pentru Chișinău. Domnule Chicu, noi avem nevoie de alternativă pentru Chișinău la următoarele locale sau e bun și ceva? Eu consider inutil să comentăm toate aberațiile acestui personaj după care 13 plânge deja vădit și cu speranța că el va ajunge acolo pentru tot ce face, ați văzut reacția lui absolut deplasată atunci când a fost acea furtună în Chișinău cu două săptămâni în urmă. Deci doar un om care nu are tot întreg acolo unde trebuie să aibă, poate să iasă cu așa o reacție. Deci municipiul Chișinău este tot Republica Moldova și el este ministru inclusiv pe Chișinău. Deci el răspunde de ce se întâmplă și cu infrastructura, și cu drumurile, și alte elemente. Deci omul ăsta are ceva, o dereglare și o fobie legată de primarul sau de funcția de primar. El știe cum se împartă patrimoniul, că are experiență bună acest tip. Deci eu nu cred că noi trebuie să comentăm ceva. Acolo sunt o gașcă de ăștia care este o rușine că se află acolo unde se află, care au dereglări evidente prin asemenea declarații. Deci nu cred că trebuie să comentăm. În ceea ce privește, trebuie să continui domnul Ceban, nu trebuie să continui. Asta chișinăuienii vor decide la alegeri în funcție de rezultatele dumnealui. Opinia, cel puțin ceea ce discutăm noi cu oamenii în Chișinău, este că
schimbări spre bine de când are, zicem, de când îndeplinește mandatul de primar domnul Ceban, se văd, sunt evidente. Va fi suficient aceasta pentru ca dumnealui să obțină al doilea mandat? Deja o să vedem. Dar cu siguranță nu exponenții ăștia ai pasului ar trebui să-i comenteze performanța sau, eu știu, eventuale eșecuri a domnului primar, să se uite la ei, că ei nenorocesc întreaga țară. Asta pot să comentez. Domnule Spânu, dacă doriți să dați replică domnului Ion Chicu, sunteți binevoit, sunteți binevenit la noi în studio. Eu de mai multe ori vă scriu și vă sun la subiectul ăsta. Iar dacă credeți că ați putea avea probleme la partid, noi putem face cu capul. Eu nu anunț dimineața că dumneavoastră sunteți invitatul și seara pur și simplu o să vă vad în studio. Și deja cumva o să inventați o scuză la partid că am ajuns prin greșeală. Inventați dumneavoastră ceva că sunteți băiat deștept. Domnule Ion Chicu, da, este prematur totuși de întrebat sau nu? Formațiunea noastră se gândește să aibă candidat la șefia capitalei? În speranța că vom avea alegeri locale conform calendarului normal electoral, la sfârșitul anului viitor, bineînțeles că noi vom participa la alegerile locale din Republica Moldova. Și ne vom strădui să participăm în toate localitățile cu candidații noștri, inclusiv în consilii, candidați la primar, bineînțeles, și în capitala țării. Ok. Rămânem un pic la partidele politice care propun mai multe lucruri. Șeful Partidului Democrat, șeful președintele de onoare, domnul Dumitru Diacov, vreo două zile la rând a anunțat despre faptul că a organizat un eveniment la Vadul Vodă cu mai mulți reprezentanți ai formațiunilor politice de la Chișinău. Dacă nu greșesc, era și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei în așa listă pe care a scris-o domnul Diacov pe Facebook. El spunea acolo că dorește să consolideze centrul stânga din Moldova, pentru că vedem ce se întâmplă în Parlament, în țară, adică nu avem, avem doar extreme care se luptă între ele prea dur. Ce cu mișcarea asta, domnule Diacov? Ați fost acolo, ați discutat, credeți că are perspectivă, doriți să participați, nu? Cum a fost? Nu am fost eu la întrunirea respectivă, știam că se organizează, a fost invitat un coleg de-al nostru care a participat, nu este, din câte înțeleg nu a fost vorba de crearea unor mișcări comune, blocuri sau alianțe, etc., etc. Acolo câțiva experți au prezentat unele viziuni, ce ar trebui să se întreprindă Republica Moldova, astfel încât să fie depășită această criză. Noi, atunci când ne invită, eu știu, la diferite platforme de acest gen, oricine ne-ar invita, noi mergem să ne expunem opinia. Doar atât. Mai mult nu am ce comenta, pentru că nici n-am participat, dar nici nu am sentimentul acesta sau convingerea că asemenea acțiune urmărește neapărat crearea ceva unei forțe politice unite sau, eu nu știu, care și-ar concentra eforturile, nu. Deci noi nu avem asemenea obiectiv. Dar noi avem nevoie de unirea forțelor care nu împărtășesc tocmai viziunile de guvernare ale PAS-ului Maesan. Partidul nostru se numește Club Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Noi suntem convinși că doar prin consolidarea oamenilor care, chiar dacă au preferințe politice diferite, dacă se unesc în jurul unor idei care ar aduce bine sau ar fi benefice pentru țară, este sens de participat. Deci, PAS-ul a demonstrat doar într-un an de mandat că este cel mai destructiv partid pe care l-a avut țara asta vreodată la guvernare. Cel mai destructiv. De ce suntem gata să comunicăm cu oricine pentru a genera idei, proiecte spre binele țării. Asta deloc nu înseamnă că este vorba de blocuri, alianțe sau nu știu ce acolo. Astea sunt lucruri care trebuie discutat ulterior sau pe parcurs. Da, dar nicio guvernare n-a fost la putere într-un context internațional atât de strașnic precum e acum. Norocul nostru că stelele pe cer continuă mișcarea lor ordinară, nu a căzut luna pe pământ, că dacă se întâmpla, PAS-ul și asta invoca ca, știți, ca, eu știu, forță major pentru ineficiența și dezastru care îl fac ei. Da, este război, da, este criză, dar lucrul ăsta se întâmplă peste tot, dar vedem comparativ ce se întâmplă în alte țări, și la capitolul inflației, și la capitolul, eu știu, salarii, locuri de muncă, etc., etc. Dar cel mai grav la capitolul atitudine a guvernării față de ceea ce se întâmplă în țară.
Nu am văzut nicăieri ca guvernarea să aibă o agenda atât de departată de agenda propriului popor. Chiar și activitatea președintelui. Noi vedem că nu are absolut nimic cu ceea ce se întâmplă în țară, cu nevoile cotidiene ale moldovenilor. Deci trăim pe o planetă absolut paralelă. Ne permitem să facem orice, numai nu ceea ce este necesar țării. Contextul internațional poate fi invocat tot timpul, dar apare întrebarea, ce faci tu pentru ca să ameliorezi cât de cât lucrurile în țară? Da, avem războiul ăsta nefericit la vecinii noștri pe care ne doare și înțelegem că suferim din cauza lui, dar războiul ăsta se va termina, sperăm cât mai rapid se termine. Noi am auzit măcar ceva de la guvernanții, nu știu ce fac ei până ce se finalizează războiul, ce fac imediat după aceasta, măcar ceva să ne se spună. Uite, noi avem o viziune, imediat cum se termină confruntările acolo, noi facem asta, asta, asta. Mai răbdați, stimați moldoveni, mai strângeți centurile un pic, chiar dacă eu deja a patra oară anul ăsta mi-am majorat bugetul la președinție, chiar dacă a cincea oară majorez salariile pe la verișoarele mele pe care le-am angajat fără concurs și tot așa mai departe, voi mai răbdați. Măcar așa se iasă să spună. Doar nu spune lucrul ăsta. Deci atitudinea poate e și mai gravă decât ineficiența pe care o arată. Eu nu cred că poți permanent să invoci niște factori heterogeni sau ceva ce se întâmplă pe extern pentru a justifica ineficiența și dezastrul care îl aduce în țară. Că ați vorbit despre ceea ce este necesar țării. Gaze naturale, domnule premier. Aici ceva nu e ok și eu nu înțeleg. Sau eu nu înțeleg sau ceva nu e ok. Moldova Gaz cere ANRE-ului majorarea tarifului până la o anumită sumă pentru că arată cifrele Moldova Gaz, pe care le vedem și noi zi de zi de la știri, iată care e prețul internațional. ANRE-ul spune, acceptăm să majorăm, dar numai un piculeț. Moldova Gaz spune, oameni buni, noi nu putem să plătim Gazpromului. Ori noi așa ne-am înțeles când am fost și ne-am înțeles cu rușii, că noi plătim în avans. A fost formula noastră. Noi am semnat că le dăm în avans. În caz contrar, scrie în acel contract, rușii ne opresc gazele naturale. Ai noștri rămân pe poziție și spun că nu. Ieri am citit sau astăzi dimineață, Gazprom a zis că ok, vă mai dăm 10 zile, găsiți bani care nu puteți da din ceea ce trebuie să dați până la 1 septembrie. De unde să găsească bani Moldova Gaz decât prin tarife, alte soluții? Nici eu nu știu dacă există. Dar deocamdată ANRE-ul refuză să majoreze tarifele atâta cât cere Moldova Gaz. Ce se întâmplă în opinia dumneavoastră? Ce e atât de straniu aici? Că e ceva straniu totuși. Vezi, dreptate, e straniu. Pentru că ați adus exemplu și calculele elementare. Tariful de 23 de lei aprobat în august, când prețul de achiziție este 1460 dolari, adică este 30 de lei la intrare în țară. Ne mai vorbi de cheltuielile adiționale pe care le are operatorul pentru a distribui acest gaz. Deci costă la hotar 30, dar tariful este 23. Bineînțeles că ANRE, când a luat această decizie, nu a avut nicio bază, nu a avut niciun temei pentru acest lucru, a aprobat decizia la indicația cuiva. Cine dă indicația ANRE-ului la capitolul respectiv este clar. De ce? Este la suprafață sau se vede clar că se dorește cumva încetarea relațiilor cu furnizorul ăsta, cu monopolistul ăsta rus de livrarea gazelor pentru a introduce în schemă, în această piață imensă, probabil firmele lor care ar livra aceste gaze, pentru că asta au făcut în octombrie anul trecut, vă amintiți? Cum și în ce hal au procurat din bani bugetari de la furnizori alternativi acele câteva milioane de metri cubi. Prețul nici azi nu-l știm, banii sunt bugetari, vă imaginați? Și ei nu ne spun prețul care au procurat. Deci lui Spânu această schemă i-a plăcut foarte mult. Bineînțeles, le-ar place dacă ar înlătura furnizorul actual și ar cumpăra cu orice preț de acolo de unde e convenabil lor. De ce eu cred că așa se întâmplă? Haideți să vedem cu auditul ăsta care tot a fost introdus în acel protocol semnat de Spânu, la propunerea părții moldovenești. Că așa am înțeles din declarațiile lui, că rușii s-au lăsat dominați și au aprobat și formula noastră și tot, tot, tot. Deci, auditul datoriei. Repet, auditul datoriei înseamnă că face o verificare foarte simplă. Ce volume de gaz ai primit într-o perioadă oarecare și cât ai plătit? Și vezi diferența. Deci, asta e un fel de
act de verificare, da? Act sverchi, cum zice contabile, așa mai cu experiență. Deci asta e un exercițiu elementar. Un an și ceva, domnul Spânul și guvernarea nu pot face acest exercițiu, nu pot găsi companii care ar face acest audit. Iarăși, repet, cu jumătate de an în urmă au modificat legislația, i-au permis curții de conturi să verifice agenții economice, au trimis curtea de conturi la Moldova Gaz să facă această operație de calcul. Deci adun de volumele primite, te duci la bancă și vezi cât ai plătit și faci diferența. Deci curtea de conturi de jumătate de an nu poate arăta cifra asta? Suntem datori să nu? Este evident. Este evident că poate arăta și este evident că aceste informații persistă. Putem, bineînțeles, să ne dăm cu presupusul că sunt și factori externi care sună pe Maia Sandu și zice trebuie să scapi de dependența de nu știu ce ruși. Asta cred că e prea. Aici este un motiv mai banal. Băieții ăștia vor să pună mâna pe piața gazelor și acum au găsit cel mai bun moment. Faptul că au crescut prețurile de 10 ori pentru ei, știți cum, astea sunt emoții. Pentru noi, pentru ei nu. Deci eu presupun că se face intenționat diversi împotriva țării, astfel încât, acapărând piața livrărilor de gaze în Republica Moldova, ei să-și facă ce au de făcut, că au experiență, dar noi să plătim 10 prețuri așa cum deja ne-am deprins. Altfel nu pot explica de ce nu se încearcă măcar să negocieze cu Gazprom, da? Să se ducă, să cheme la discuții și tot așa mai departe. De ce nu se face acest lucru? N-au niciun interes. Iar noi la iarnă vom deplânge zilele pierdute acum vara. Le vom deplânge pentru că nu vom putea nici achita. Am înțeles că unica ce rămâne domnului director de la Moldova Gaz să facă ca așa anul trecut. Se duce la guvern și cere bani din buget. Am înțeles că s-a adresat iarăși la Comisia Situații Excepționale să-i dea bani din buget ca să acopere diferența de tarif. Acolo nu sunt bani deja. Trebuie să înțelegem. Că dacă am avea, n-am împrumutat cu 22% de la bănci. Că noi acum împrumutăm cu 21,36% anual de la bănci. Bun, dacă ai noștri scapă de Gazprom, vom umbla demn și mândri. Dar tariful care va fi dacă vom lua din altă parte gaze naturale? Înțelegeți? Aceea va trebui de achitat în avans. Pentru că volumele cele, noi ne amintim iarăși de octombrie, nu-ți dă sursă alternativă gazul până ce nu e achit în avans. De unde vor lua? Vor lua din buget sau ne pune tariful de 40, dacă în ianuarie și minus 20 afară, trebuie să plătești 40 ca să nu scrape sistemul de încălzire, să nu se distrugă în Chișinău, tot așa mai departe. Dar spun, astea nu sunt problemele lor și nu sunt emoțiile lor. Deci acolo tot e rece, banul și tot, mai mult nu interesează nimic. Iată, deci... Mică precizare, autoritățile recent au anunțat acum o săptămână sau două că au semnat cu o companie internațională de audit un contract privind efectuarea acestui audit la Moldova Gaz. Înțeleg. Întrebarea este de ce nu au făcut-o imediat când au ieșit cu propunerea aceasta strălucită pe 29 octombrie 2021. De ce a trebuit să treacă un an de atunci? Prima și a doua, să plătești suma aceasta enormă de bani pentru două companii care au de făcut un exercițiu, repet, elementar, te uiți ce ai primit și ce ai plătit și faci diferența. Mi-e pare că și aici sunt multe semne de întrebare. Și atât această companie va veni cu rezultatul ei la sfârșitul lunii ianuarie 2023 și după aceea, având această cifră, domnul Spânu o să sune pe domnul Milea și o să zică, știți, noi am constatat că suntem datori cu X. Asta la sfârșitul ianuarie, adică deja în februarie. Ce o să fie, care spașe mai departe de Gazprom, o zică, bine, dacă este suma achitată sau nu suntem de acord, dar iarna gaz, noi de unde luăm atâta timp cât Spânul se joacă de prinsele cu Miller. Noi iarna asta trebuie să supraviețuim. Iată, în perioada asta, băieții o să cumpere gaz de la surse alternative, cum le place lor să facă. Declarațiile cele de la București le-ați auzit, că dacă e nevoie, în decurs de un ceas, Moldova este asigurată cu gaze naturale. Eu sper să fie, știu, întemeiere în această declarație, dar trebuie să fim realiști. Sperăm că Europa nu va îngheța iarna aceasta, așa cum vom îngheța noi. Să sperăm. Europa, mă refer și România, și la România. Adică, până la urmă, gazul tot de la roșu vine sau cum? Eu cred că lucrul acesta îl înțeleg toți, indiferent cum vine el, revers sau vine direct, ăsta e gaz rusesc. În partea asta a Europei, tot gazul este rusesc, indiferent de unde vine. Asta trebuie să nu ne facem iluzii.
că are generare sau extracție proprie la nivel de 30% din necesități România foarte bine, dar asta deloc nu schimbă situația. Este gaz rusesc primit uneori direct din Ucraina, dar se consideră că de la furnizori alternativi. Sau prin Ucraina, nu din Ucraina. Gazoductul este Iași-Ungheni. Eu deja de atât, de când am emisiunea asta, de atunci tot întreb despre acest gazoduct. Ce-i cu dânsul? El pentru ce a fost creat și de ce nu funcționează? Și dacă funcționează, ce se livrează prin țeava aia, care e largă sau mai puțin largă? Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău a fost dat în exploatare oficial de ziua independenței Republicii Moldova în anul 2020. Ridicați presa, chiar astăzi mă uitam unele întrebări înainte de misiunea noastră, chiar am răspuns unui internaut, pentru că dădea întrebarea cei cu și am prezentat informația. Deci, în august 2020, partenerii din România au fost la Ungheni împreună cu reprezentantul guvernului, domnul Usatăi Anatol, ministru a economiei și infrastructurii de atunci, au fost și au lansat acest... Deci, gazoductul este tehnologie pregătit pentru livrarea a unor cantități oarecare de gaz. De ce nu se livrează? Păi este raționamentul economic. Nu poți procura gaz din România atâta timp cât el este mai scump decât unde îl procuram până acum. Acest gazoduct a fost construit ca noi să avem în caz de urgență să avem alternative. Ori asemenea urgențe noi am avut. Noi am avut și în 2008, atunci când rușii nu se înțelegeau cu ucrainienii la tranzit și a rămas o săptămână fără gaz. Da? A fost lucrul ăsta. Deci, am avut acum, în decembrie 2019, când iarăși rușii nu se înțelegeau cu ucrainienii pe contractul acela de tranzit și era întrebarea, era problema aprovizionării. De ce? Faptul că noi avem acest gazoduct alternativ este foarte bine, dar nimeni nu examinează pe acest gazoduct în mod serios atâta timp cât gazul care vine, care ar putea veni pe această conductă, este mai scump decât acel care îl primim de la monopolistul rus. Și monopolistul rus va avea grijă mulți ani înainte ca gazul care vine din vest spre est să fie tot timpul mai scump decât acel care vine din est spre vest. Asta e logică normală, comercială, nu trebuie să ne facem iluzii. De aceea, Doamne ferește, dacă fizic nu putem primi gaz din răsărit, atunci această conductă poate fi activată, dar asta va costa mai mult și nici capacitățile ei nu sunt suficiente pentru a aproviziona toată Republica Moldova. Toată Republica Moldova, mă refer și la malul stâng, mă refer și la centrala la Cuciurgan, de care noi suntem foarte dependenți acum, că de acolo luăm 70% din energie electrică. Acest gazoduct Iași-Ungheni-Chișinău nu are capacitatea să aprovizioneze țara cu gaz suficient. Deci, da, timp de o oră se poate de pornit robinetele și să primim pe o perioadă oarecare gaz de la Iași, din România, dar aceasta nu este o soluție fezabilă și durabilă. Asta trebuie de înțeles. Dar dacă într-adevăr Gazpromul sistează livrările de gaze naturale pentru Chișinău, pentru malul drept, automat nici regiunea Transnistriană nu mai are gaze naturale? Nu poate Gazprom să ne deconecteze doar pe noi. Uh-huh. Slavă Domnului! Am înțeles. Am mai înțeles și faptul că trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor!
Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn premier, pe noi autoritățile ne anunță că la iarnă, în plină iarnă, am putea trece la lecții online pentru copii în caz că vom avea o criză energetică. Dacă va fi extrem de scump, dacă nu vom face față, eu dacă îmi țin copiii acasă, eu trebuie să dau căldura, trebuie să o pornesc parcursul zilei pentru copiii mei acasă. Ca mine sunt sute de mii de oameni. Dacă eu îmi spornesc căldura parcursul zilei la nivel normal, cât de cât normal, ca ai mei copii să poată stea în casă, mie facturile o să învenă de câteva ori mai mari, da? Sau mult, mult mai mari. De ce eu trebuie să găsesc bani să plătesc facturile, dar statul nu trebuie să găsească bani să plătească facturile pentru școli? Tocmai de asta și zic că noi la iarnă vom deplânge cu țurțuri la ochi zilele de vară ratate de acești responsabili, care în loc să se preocupe de această problemă gravă, provizionarea cu gaze naturale la iarnă, fac ce dorești, numai nu aceasta. Da? Nu doar lecții online sunt posibile la iarnă în cazul sistemului livrărilor de gaze, sau în cazul când autoritățile pentru a economisi vor decupla instituții educaționale, sănătate, sociale, etc., etc. Deja se închid întreprinderile industriale. Deci noi avem în fiecare zi, practic, informații despre închiderea întreprinderilor. Iată, am auzit de cel Macon, iată, zilele astea am auzit de unele, sau chiar o întreprindere la Taraclie, care produce gresie, faianță, care utilizează foarte mult gaz în procesul tehnologic. Tariful a crescut deja de 5 ori, ei nu pot face față lucrurilor. Da? Deci și economia și obiectivele instituțiilor sociale vor fi închise la iarnă. Aveți dreptate că costurile vor fi cumva plasate pe cetățeni, dar asta atunci când va fi gaz în general. Eu mă tem că noi în general nu vom avea gaz în aceste circunstanțe, când nimeni nu se preocupă acum la serios de această întrebare. Dar ucrainienii... Nu mai vorbim despre problemele pe care le avem atunci când este învățământul online. Noi am avut experiența nefericită atunci în 2020 și în 2021, când de cauza pandemiei am fost nevoiți să trecem la aceasta. Aceasta a fost un dezastru și o tragedie, dacă doriți, pentru că nici calitatea procesului educațional nu este ceea care ne dorim, dar este și partea aceasta. Cel puțin un părinte trebuie să stea acasă, dacă e vorba de copii mici, sau cheltuieli suplimentare. Sperăm să evităm acest scenariu, dar nu văd nimic ce s-ar face pentru a-l, zicem, a evita o asemenea, problemă pentru iarna care vine. Dar ucrainii, poți să ne ajute pe noi? Pentru că ucrainii, noi pentru teritoriul Republicii Moldova, pentru Ucraina, asta e în regiuni. Și tare multe miliarde de cubimetri de gaz, noi nu avem nevoie. Ori noi le arătăm deschidere. Iată, președintele țării noastre astăzi au participat online la platforma Crimea 2. Am fost deschiși față de refugiați când au venit. Mă refer la cetățeni. La cetățeni mă refer. Ucrainienii ar putea să ne ajute în caz de... Bine, noi am avut exemple, iarăși, în ultimii 10 sau 15 ani, când avem aceste deficiențe iarnă, mai ales în ianuarie, când nu aveam gaz, deoarece ucrainienii cu rușii nu se înțelegeau, ne discutam cu ucrainienii, pe o zi, două, ne mai dădeau din conducta lor, pe unul le dădeam noi, deci asta e posibil pe un termen foarte restrâns de timp, da? Așa, tehnic, ți-am împrumutat vecine pe două zile, mi-a dus și a treia zi. Asta se face la nivel de relații, se întâmplă la noi, între noi și ucrainieni. Și trebuie să le spunem mulțumesc că ori și noi le ajutăm cu ceea ce e posibil. Asta e ok să fie. Dar trebuie să înțelegem că asta nu-i gen de relații când o țară o întreține pe alta cu gaz sau cu nu știu ce. Mai ales când țara respectivă este în război, are probleme enorme generate de acest război, probleme economice, acolo e vorba de 40-50% scăderea produsului intern brut în Ucraina din cauza acestui război. Mai departe, nu se știe cum Ucraina la iarnă va avea gaz, pentru că Ucraina tot din Rusia ia gazul. Tot trebuie să-l plătească, da? Deci, dar chiar să fie foarte, foarte bine în Ucraina și în România, nu poate Republica Moldova să primească cu titlu de ajutor, timp de un sezon rece, gaz de o sumă de un miliard de dolari. Ne-am spus atunci când am fost la emisiunea precedentă a dumneavoastră, am spus
că în cazul când 1000 de metri cubi de gaz la iarnă va fi 1500 de dolari, având consumul de 700 de milioane de metri cubi pe iarnă, nouă ne trebuie 1 miliard de dolari numai pentru malul drept. Zilele astea am înțeles că a ajuns la prețul spot, la piața spot, chiar și la 3000 de dolari. Deci este vorba de o sumă mai mare. Nu există stat care ați putea pur și simplu să ne dăruiască nouă, pentru că suntem băieți buni, un asemenea volum, de o asemenea sumă. Nu există. Noi nu trebuie să cumva ne facem iluzii că cineva ne va ajuta chiar dacă are posibilitate. Haideți să vedem relația noastră și cu partenerii, cu prietenii noștri tradiționali. Da, trebuie să le spunem mulțumesc că ne ajută, iată aceeași Uniunea Europeană. Vă amintiți, în decembrie ne-au dat 60 de milioane de euro ca să amortizeze un pic efectul la majorarea tarifului la gaz. Acum, zilele astea, ne-au mai dat 75 de milioane, da? Clar că atunci când compari cu suma care o avem noi de plătit toată iarna, de exemplu, 1 miliard, asta este o sumă infimă, dar oricum este un ajutor oarecare. Dar ajută cu ce pot. Ajută cu ce pot, dar nu trebuie să ne facem iluzii că noi stăm vara că greierașul și iarna o să găsească cineva să ne plătească polițele. Hai să nu fim naivi, pentru că oamenii ce tot au guvern, tot trebuie să meargă în Parlament să aprobe în buget un ajutor oarecare pentru o țară și neamțul care în fiecare zi este rugat de cancelarul german să facă duș mai rar, să dea cu 3 grade mai puțin temperatura în calorifere, la dânsii transparență bugetară, nu ca la noi acum. El trebuie să-i spună de ce a decis să dea moldoveanului, ucraineanului suma respectivă. Deci haideți să fim realiști. Frate e frate, dar totuși gazul e cu bani. Trebuie să înțelegem. De ce nu trebuie să sperăm că cineva ne va ajuta, mai ales în condițiile Ucrainei, când, de Doamne, să aibă ei. Plus la toate, am vorbit, este pericolul că, cu energie electrică. Noi 30% procurăm de la ucraineni acum. Nu știu în ce măsură vor fi în stare să ne livreze aceste volume de energie electrică, având probleme cu la centralele care sunt pe combustibil solid, cărbune mă refer, având posibile probleme cu centralele atomice, că vedem ce se întâmplă, și nu exclus și cu livrarea de gaze. Deci problema e dublă aici, atât la aprovizionarea cu gaze, cât și cu energie electrică. Iată asta voiam să vă întreb acum despre energia electrică. Iată, frații noștri din... Lituania achită deja câte 4 euro pentru un kilowatt de electricitate și era 1 euro recent. Dacă vom întâmpina probleme la Cucerugan, alternativa este care? Alternativa viabilă din punct de vedere tehnic este doar din Ucraina de primit, dar în cazul când ei vor avea aceste deficiențe pe care le-am spus nu acum, atunci nici această alternativă nu există. Acea linie de conectare a Republicii Moldova cu sistemul european, care se construiește de la Vulcănești spre Chișinău, nu va fi dată în exploatare în acest an, bineînțeles, de ce ea nu este o soluție. Apropo tot, dacă facem referință la întrebarea internautului pe pagina dumneavoastră, de ce până acum nu s-a construit? Vreau să vă spun că acordul de finanțare de 80 de milioane de dolari cu Banca Mondială a fost semnat în 2018, vara, dacă nu greșesc eu, în iulie 2018. După ce se semnează, se procede la procedurile astea tehnice de pregătire a proiectului, achiziții pe la condițiile Băncii Mondiale, etc., etc. Asta durează 2 ani, 3 ani. Iată că atunci când a venit domnul Spânu și a găsit totul gata, deja pregătit, el a adjudecat acest contract indienilor, nu știu cui acolo, în detrimentul fraților români, apropo. Și a fost mare întrebări. De ce așa? Dar admitem că n-a făcut încălcări. Deci această procedură durează, că nu este un contract de procurare, eu știu, a ceva banal. Este vorba de construcția unui obiectiv industrial, energetic, de care țara noastră în ultimii 30 de ani n-a construit. Din păcate, asta a fost. Deci alternative la energie electrică de la Cucerugan și din Ucraina, noi nu avem. Da, noi avem generarea proprie de ceturile de la Chișinău, care pot să acoperă un pic mai mult de 20% și bălți, da? Mai mult de 20% de necesități. Dar aceasta nu este suficient pentru ca să zicem că avem alternativă. Problemă dublă, da. Noi avem alternative și soluția ai noștri caută. Eu am găsit o știre astăzi când mă pregăteam de emisiune. Aș fi fericit să greșesc. Iată, ascultați foarte atent.
Deci noi vom tăia pădurile în avans pentru a asigura moldovenii cu lemne de foc. În acest an, o parte din lemnul de foc va fi tăiat din păduri în avans. Asta înseamnă că pentru a asigura populația cu masă lemnoasă, în noiembrie vor începe tăierile din volumul de copaci care s-a preconizat pentru 2023, a anunțat ministrul nostru al mediului, doamna Iuliana Cantaragiu. În general, trebuie să fim foarte fericiți când un ministru responsabil de mediu vine cu ideea să tăiem încă în avans. Pentru că ei nu au sădit ceva, măcar... Au sădit, eu chiar am dat știri. Da, am văzut cum au sădit, da. Deci asta este catastrofă atunci când cineva crede că o țară în secolul 21 poate trece de iarnă prin tăierea pădurilor. Asta înseamnă că nivelul de înțelegere acestor oameni care prin acest joc de circumstanțe nefericite au ajuns să ne conducă este la nivelul unui copil de 5 ani, care nu am auzit unul tot, care deja l-am caracterizat și îmi pare rău la începutul emisiunii, că alternativa este salcea, coaja de salce, da? Deci este oameni care absolut nu înțeleg ce vorbesc. Nu poate fi tăierea pădurilor alternativă pentru energetică pentru țară, inclusiv pentru Republica Moldova. Noi avem un grad de împădurire foarte jos în țară. Noi înțelegem ce o să se întâmple când, dacă o să tăiem pădurile. Da? Cu atât mai mult că aceeași problemă avem și cărbunile, deja e mai mult de 10.000 de lei tonă. Clar că nu e alternativă pentru moldoveanul normal, da? Obișnuit. Da? De ce? Iată, ai noștri tot spun că guvernul nostru planifică să cumpere aproape 3.200 de tone de cărbune. În contextul acestor riscuri existente în privința... Eu dacă aș auzi declarațiile astea de la guvernul nostru în luna aprilie, cumva încă aș crede. Dar noi înțelegem că acum toți caută și cărbune, și lemne, și vedem că toți interzic exportul de lemne și tot așa. Unde o să se ducă spânul acum, în septembrie deja, să procure cantitățile respective? De câte ori am fost la dumneavoastră la emisiune, spuneam, pregătiți-vă de iarnă. Ultima dată am făcut-o în iulie. Pregătiți-vă de iarnă că vine foarte, foarte, foarte repede. Ce planuri are el acum în septembrie că o să procure cărbun? Când o să facă lucrul acesta? Când o să facă acest lucru? Deci nu poți prin lemne, nu poți prin cărbuni și prin coajă de salcie să generezi energie electrică în cazul când nu ai gaz la Cuciurgan și nu poți primi din Ucraina. Nu poți prin acest tipuri de combustibil solid să încălzești Chișinău, Bălțu și alte localități care au încălzire centralizată. Nu poți face acest lucru. Noi spuneam, cumpărați măcar păcură ca să avem pe perioada oarecare. Dar păcură, iată, păcură, păi tot bine, spunea cineva că vrea să uitați, cumpere. Când am fost la dumneavoastră, îmi pare că era începutul lunii iulie, am spus, umpleți inclusiv căzele acum în iulie cu păcură. El acum încă are planuri să procure. Înțelegeți? Pentru că el, dacă ar avea un pic de simț sau responsabilitate, sau doamna Sandu l-ar întreba cu ce te ocupi, nu cu critica primarului sau primarilor din țară, el ar avea, ar face ceva util. Dar el e bot de ăsta pe Facebook, care are grijă să ia peste picior oponenții politici. Mai mult nu face nimic. Nu o să procure Republica Moldova, în perioada care a rămas până la sezonul de iarnă, nimic din ceea ce este necesar. De aceea, ministrul mediului, care... prin definiție n-ar putea să iasă cu asemenea declarații, spune că noi stăiem anul ăsta pădurile pe câțiva ani înainte sau în avans. Ea crede că moldovenii când au să înghețe în luna decembrie au să aștepte permisiunea ei să ducă cu toporul sau cu ferestrău în pădure să taie. Ea așa crede. Și așa e o problemă deja acum cu lemnele. Bineînțeles că e problemă, pentru că de la început au făcut prostii la capitolul respectiv. Au interzis vânzarea lemnelor, au început ei acolo să împartă prin primării, să trimită oamenii să ceară de la primari, că tot este o metodă de a, cumva, știți, să pasa responsabilitatea. Dar primăriile nu au. Da, iau un fond acolo, care știu cu un număr limitat de populație, bătrâni, primești, tot așa mai departe, dar tu nu poți trimis toată țara să ia lemne de la primari. Cu atât mai mult că același pensionar pe care l-au fericit cu 3 metri stieri, sau cum se numesc, cub de lemne, da, îi spun, da, ai dreptul, dar trebuie să duci să iai din fundătura aceea de pădure, da, sau să... Asta se bătaie de joc. Deci nu pot cu cuvinte decente să caracterizez asemenea declarații că vom tăia pădurea în avans. Nu pot, ce spun. Știți, dumneavoastră atât de mult bateți în domnul Andrei Spână, iată, eu am găsit ceva care dumneavoastră trebuie să-l laudați. Ajutați-mă, vă rog, că aș fi fericit. De data asta chiar e pe bune.
Nici măcar... Da unde? Chiar era o știre interesantă. Ceva de genul că în doar două luni de la zero s-a construit tronsonul ăsta de cale ferată din Ucraina până la... până unde? Este o localitate, Berezovka, ceva de genul ăsta, se numește, dacă nu greșesc eu acolo. Și asta ai făcut ai noștri în două luni de la zero. Și a fost însuși Andrei Spânu. Ca să nu fim alițioși, felicitări pentru realizarea respectivă. Este construit acest tronson. El nu că este construit, el era în linie mare, dar de mulți ani a fost blocat ca să nu mai activeze. Uh-huh. Nu era raționament economic pentru el. Acum, fiindcă Ucraina primește din Republica Moldova un nomenclator foarte mare de produse, inclusiv transportate, sau mare parte transportate pe cale ferată, ucrainenii au manifestat interes, că fără ei nu se făcea lucrul ăsta, deoarece de la port de acolo, de unde avem, de la Reni, din partea cea de sud, tot ce primesc ucrainenii, pe la Zatoka, știți, podul acela este bombardat, dacă nu în fiecare zi peste o zi, deci ucrainenilor le trebuie drum de acces alternativ. De aceea, noi suntem bucuroși pentru construcția lui, dar dacă domnul Spână ar deschide parantezele, în ce context a apărut acest obiectiv, cine l-a construit și cum se întâmplă lucrurile și mai ales ce se transportă pe aceste tronsoane, eu cred că ar fi și alte întrebări. Dumneavoastră știți că Republica Moldova este exportator acum mare de produse petroliere? Da, citeam undeva când... Da, deci este exportator mare de produse petroliere. Noi ne bucurăm pentru faptul că noi avem asemenea indicatori, dar înțelegem în ce context se fac aceste transportări, unde se duc și tot așa mai departe. De companiile petroliere de la noi importă, de unii importă și noi exportăm Ucrainei. Da. Deci eu sper că acest tronson mic construind va revigora și stația aceasta importantă, nodul ăsta feroviar care îl avem noi la Basarabeasca, este un nod feroviar foarte important. Și ne va ajuta ca să dezvoltăm zona respectivă. Deci, felicitări, dar trebuie să înțelegem și contextul. Iar faptul că nu se prezintă toată informația, cred că îi caracterizează foarte bine pe colegii respectivi. Dar ce mai exportăm noi dintre mărfuri pe acest tronson, cu excepția motorine și benzine? Să vedem, pentru că el abia ieri sau când a fost oficial... Din septembrie deja e funcțional. Să vedem ce produse vor fi, dar eu sunt absolut convins că partea leului vor fi produsele petroliere care merg în Ucraina, din România. Uh-huh. Nu vă place dumneavoastră acest guvern? Și de asta vreau să vă întreb. Pe Telegram circulă așa niște discuții, niște știri, nimeni nu le confirmă. Da, eu sunt sigur dumneavoastră nu vă informați doar de pe Telegram. Premierul Natalia Gavriliță, pe bune, a încercat recent să-și dea demisia, dar Maia Sandu a refuzat să o accepte. Eu nu dețin această informație și nu vreau să comentez zvonuri. Dar dacă e adevărat, Maia Sandu a trebuit să accepte demisia guvernului Gavriliță? Rămâne doar să ne dăm cu presupusul. Nu există nicio logică acum să demită acest guvern pentru Maia Sandu, care se îngrijește exclusiv de ratingul său. Pentru că va numi un nou guvern, adică cumva va ieși în fața societății și își va asuma și ea răspunderea pentru performanța noului guvern. Ce va face acest guvern în iarnă, având moștenirea acestor responsabili? Vor îngheța țara, vor îngheța oamenii, vor îngheța economia. Cum o să iasă noul guvern al Maiei Sandu din această iarnă? Și cum va ieși ratingul ei din această iarnă? Deci, logic, pentru Maia Sandu nu este, zicem, o soluție bună să schimbe acum acest guvern. L-ar lăsa până în martie să primească toate pietrele pentru tot ce au făcut ei până acum și atunci să vină cu alt guvern. Numai că atunci când vorbim de logică și guvernarea actuală, avem două lucruri incompatibile. Ce vor face, cum vor face, nu știu. Eu aș fi bucuros ca ei să găsească o soluție ca țara să supraviețuiască această iarnă. Cu guvernul ăsta, cu altul care doresc ei, dar să se preocupe de problemele țării, nu de agenda străină poporului nostru, că ei doar cu asta se ocupă acum, indiferent de ce numesc. Vor schimba, nu vor schimba, dar dacă vor păstra această atitudine absolut irresponsabilă, lucrurile nu se schimbe. O să înghețăm la iarnă, o să rămânem fără sistemul de încălzire
în orașele mari, economia la pământ și încă cu altă, eu nu știu cât acolo, încă 10-20% din populație plecată. Iată ce s-a întâmplat. Indiferent dacă o schimbă pe Gavriliță cu un X, cu un Y sau altul ca ei, nu se schimbă nimic. Tot în contextul acestor remanieri, cum v-a părut declarația președintelui Maia Sandu, care spunea că dacă ar fi în locul Nataliei Gavriliță, ar schimba anumiți miniștri? Și doi, pe cine credeți că a avut în vedere? Haideți, credem că doamna Gavriliță decide care trebuie să fie componența guvernului. Haideți să credem că așa. Cum să tratăm noi declarația aceasta a președintelui când știm că vorbim partidul, spune Maia Sandu și invers. Ce să... Și atunci ce a fost cu asta? E o lovitură de imagine. Nu? Pentru guvernul Gavriliță. Pentru Natalia Gavriliță chiar. Bine, au notele astea informative cu mie de consultanți care îi le spune acolo, politehnologi, că ar fi bine un pic, iată, tensiune din societate, de mai scos, poate mai ieșim cu niște declarații. Acum noi tot o lună vorbim, știți? Maia Sandu a spus că o să schimbi pe cineva. Timp de o lună noi ne-am luat răgază, avem ce discuta. Pe urmă să iasă și o zică, iată, noi ne-am gândit bine, le mai dăm o șansă la toți miniștri. Mai răbdați. Pe urmă iar iese prin noiembrie, zice, până la urmă noi am găsit cine devine. Iată, ministrul agriculturii. Vă amintiți cum l-au scos pe ex-ministrul agriculturii? De exemplu, lui Gaibă o să-i spună. Știți, omul ăsta a zis că nu-i strașnic că se închide o întreprindere sau alta, că putem substitui prin import. Iată, vinovatul pe el, da? Deci îi pot să facă lucrurile astea ca un pic să scoată tensiunea din societate. Dar dacă ar fi o atitudine responsabilă, s-ar preocupa de pregătirea de iarnă, dar nu de chichițe de astea, știți, politice care nu pot să soluționeze problemele. Eu vă spun, situația e foarte complicată, nu doar sub aspect de pregătire de iarnă. Iată, înțeleg că mâine în ședința Guvernului va fi aprobat proiectul de rectificare a bugetului pentru anul 2022. Da. Acest proiect nici astăzi, acum seara încă nu-i finalizat, ei mâine vor să-l aprobe, nimeni nu l-a văzut, nici miniștri, deci devine o obișnuință ca proiectele foarte importante pentru țară să fie votate de miniștri fără ca să le știe, da? Din ceea ce știm și am văzut de acum, am văzut că se majorează din nou bugetul președinției. Da? Vă amintiți? O precizare, se majorează din nou sau asta este despre ceea ce s-a anunțat la începutul anului? Nu. Ce înseamnă rectificarea bugetului? Iată, ai o cifră, de exemplu, 35 de milioane aprobate. Rectificarea înseamnă că tu schimbi cifra asta spre creștere sau diminuare. Iată, anul acesta, bugetul președinției se majorează a doua oară, pentru că a fost o rectificare, mi-am amintesc eu, prin aprilie și acum iar o majorează. Asta în condițiile că atunci când au aprobat bugetul pentru 22, președinții l-au majorat cu vreo 3 milioane și ceva. Deci, inflație, deci, trebuie de să înțelegem. De când doamna Maia Sandu este președinte, a avut o rectificare în 2021, octombrie, și a majorat bugetul, a aprobat bugetul pe 22, iarăși plus 3 milioane, și în 22 încă două rectificări. 4 majorări consecutive de buget în condițiile când ne spunea că precedentul cheltuie mult și ea când va veni va scoate gardul și va înjumătăți bugetul. Dar despre asta noi uităm. Da? Iată, asemenea rectificare pregătesc. De ce nu o prezintă măcar pentru, știți așa, de formă societății, măcar o zi, două, stiuții, clar, vor să ascunde aceste cifre. Numai că de noi nu le ascunzi. Noi le posedăm și le știm. Majorează bugetele acolo unde ne-am pus verișori, acolo unde trebuie să avem pentru deplasări. Vedeți ce zice? Că ea la vizitele astea interminabile peste hotare nu cheltuie așa mult. Corect. Dar uitați-vă în devizul de cheltuieli cine se include în delegații. Pentru că ea se include doar pe ea, restul nu include. Nu include paza, nu include. Deci a găsit așa o soluție ca să... Iar când iei toate cheltuielile instituțiilor care deleagă membrii care o însoțesc pe doamna președinte în aceste deplasări călătorii, înțelegi că situația un pic e alta. Pentru că niciun om normal nu o să creadă că s-a deplasat cu o delegație de 10 oameni la Kiev și a cheltuit 11.000 de lei. Mai iertați, aceasta este tot o atitudine față de societate. Adică sunt proști și putem să-i alimentăm cu asemenea neadevăruri. De aceea nu arătăm nimic societății, cheltuim bani așa cum am vrut să majorăm salariul de două ori la Curtea Constituțională. Nu, nicio problemă. A fost un pic de gălăgie, acolo m-am rectificat. Iată, acum o să vină cu majorarea esențială
la agenția de contestare în achiziție, da? Și-au pus 7 băieți de-a lor acolo, majorează foarte semnificativ salariile. Fără nicio discuție, fără nicio transparență, se poate, de ce să nu facem? Sunt și niște reduceri de cheltuieli, dar despre ele vreau să vă rog să discutăm după câteva clipe de publicitate. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn premier, încă o precizare despre această rectificare bugetară care urmează să fie aprobată mâine la ședința de guvern. Eu, ce drept, nu din proiect am luat, eu am luat de pe un canal sau de pe canal de pe Telegram. Ministerul Finanțelor propune să taie cheltuielile de la ocrotirea sănătății cu 897 de milioane care sunt atribuite în special cheltuielilor pentru COVID, de asemenea de la protecția mediului 101 milioane vor fi reduse. Asta cum? Sau asta e chestie tehnică absolut? Aceasta e explicabil. Atunci când s-a aprobat bugetul pentru 2022, s-a luat în calcul riscurile pandemice de COVID-19 și s-au planificat niște cheltuieli care trebuiau să fie efectuate în cazul când dura pandemia, era valul ăsta și tot așa mai departe. Fiindcă a trecut o perioadă deja de aproape 8 luni și acești bani nu au fost valorificați pentru că nu au avut loc, deci acești bani se realocă și asta e tehnica rectificării. Nu e nimic aici extraordinar. S-au mai întâmplat cazuri când ți-ai planificat niște bani și din varii motive nu i-ai cheltuit, nu i-ai valorificat. Respectiv îi reorientez pentru alte articole de cheltuieli. Asta este. Alte rectificări care le-ați văzut dumneavoastră care urmează să fie mâine aprobate la guvern?
Noi o să vedem încă proiectul, că nu îl avem total, o să vedem care este, o să venim cu opinie la acest capitol. Sper să avem acolo, totuși, o claritate cum guvernul va ajuta oamenii și economia pe perioada rece a anului, pentru că ați văzut că a fost deja avansat cu mare tam-tam un mecanism oarecare de compensare pentru 4 sau 5 categorii de moldoveni care în funcție de venituri și alte criterii vor primi ajutor din partea guvernului. Eu sper că acest mecanism pe care încă nu l-am văzut nimeni va avea finanțarea respectivă prin rectificare pe care mâine vor să o aprobe în ședință de guvern. Ok, haideți înapoi la politică, câteva întrebări. Cazul Marinei Tauber, cazul președintelui Igor Dodon, cazul, iată, știu că Vlad Bătrânce, secretarul executiv al PSRM-ului, Aniu s-a apucat de capul lui. Zic unii că intenția este una tare ușor de înțeles. Eu nu știu. Spun unii. Decapitarea întregii opoziții, astfel încât lumea, în caz de dorință de revolte și proteste, pur și simplu să n-aibă în jurul cui, dintre cei care ajung, sunt în topuri, da, din sondaje, să n-aibă în jurul cui să vină pentru a protesta. Sau exagerează lumea când aruncă astfel de păreri în societate? Bine, astea sunt presupuneri, suspiciuni, atâta timp cât nu este o argumentare solidă, nu trebuie să nici să confirmăm sau infirmăm aceste suspiciuni. Da, am văzut că mai mulți lideri politici sunt cumva abordați sub o formă sau oarecare de organele de forță. Ei trebuie să facă treaba, cum se zice, aceste organe de forță, să convingă societatea că nu e nimic politic aici, sub text politic, că, de exemplu, procurorul general legitim, Stoianoglu, nu este arestat la indicația puterii și a ministrului justiției care participă la arestul lui, da? Deci asta e foarte greu să convingi societatea că nu are nimic o figură politică ca ministrul justiției cu sechestrarea procurorului general. Poate de aici și apar aceste suspiciuni. Dar dacă guvernarea crede că revolta oamenilor absolut întemeiată poate fi oprită sau stăvilită prin asemenea acțiuni, asta e greșeală de începători. Asta e greșeală de începători. Nu-i posibil, prin asemenea acțiuni negândite, să oprești oamenii care ajung deja la limita răbdării. Ajung la limita răbdării. Deci, încă o dată, le recomandăm să se preocupe de problemele oamenilor, nu de subiectele respective. Ceea ce ține că, de fapt, că organele respective au întrebări față de un politician sau altul, sperăm că ei vor respecta legislația, nu vor admite, eu știu, exces acolo și încălcări, pentru că aceasta tot va fi taxat nu peste mulți ani. Și sper că ei înțeleg că de data asta nu va fi doar din contul Republicii Moldova și pe cheltuiala Republicii Moldova, dar va fi din contul celor care posibil că admit aceste încălcări. Atunci când a fost sechestrat procurorul general, oamenii care au făcut acest lucru trebuie să aibă o bază de argumentare și un temei foarte, foarte solid. Pentru că acesta nu este subiect care se consumă aici pe malul Bâcului. Înțelegeți? El a ajuns la CTEDO. Peste îmi pare că două săptămâni guvernul nostru expiră cele trei luni care Curtea Europeană le-a dat guvernului să iasă cu o opinie în privința sau să întemeieze acțiunile sale în privința domnului Stoianoglu, până când nu văd să facă ceva la acest capitol, da? Deci asta va avea urmări grave și pentru Republica Moldova, dar și pentru acei care asupra cărora planează suspiciunea că sunt, că orchestrează aceste lucruri. Haideți să credem în statul Republica Moldova, în instituțiile Republicii Moldova, care acționând într-un mod sau oarecare, au o întemeiere. Am văzut și că avem nou procuror șef anticorupție, am văzut că a ieșit săptămâna trecută în public, a prezentat unele planuri de ale sale, bine, facem abstracții de unele deficiențe tehnice acolo, în linii mari, ceea ce a declarat dumneiei, teoretic este bine, sperăm că dumneiei va avea imunitatea față de preferințe politice și în acțiunile sale se va axa pe combaterea corupției, va atrage atenție cu ce se ocupă domnul Spânu, alți mari funcționari care acum cheltuie banii publici în stânga și în dreapta, nu doar, zicem, ceea ce ar prezenta
pericol politic pentru partidul de, guvernare. Să-i dorim succes și sperăm că totuși odată instituțiile respective vor scăpa de aceste suspiciuni că acționează la comandă politică sau fac lucruri care nu sunt chiar potrivite unei țări care se respectă pe sine și cetățenii săi. Dar cum credeți că doamna Veronica Dragalin va ține cont de toate aceste îndemnuri când la prezentarea domniei sale în stânga stătea ministrul justiției Litvinenko, tot pe lângă ea președintele țării, care și președinte informal al PAS-ului, doamna Maia Sandu? Nu vreau să fac din aceasta iarăși suspiciune, au decis să arate. Până la urmă, această guvernare a declarat sau a fost aleasă de noi, de moldoveni, ca să lupte cu corupția. Ei poate vor să-și asume cumva prin prezența lângă ea și rezultatele ei. Nu știu cum. Pentru mine personal, mai grav este, de exemplu, întrevederea săptămână trecută a președintelui țării, întrevederea oficială, a președintelui Parlamentului și altor funcționari de înalt rang, cu șeful serviciilor secrete a unui stat străin, de exemplu. Șeful SRI. Nu există în istoria normală a unor țări care se respectă întrevederi oficiale de acest gen. Da, se fac poate acolo la nivel de conducători de instituție, dacă în președintele țării și președintele Parlamentului se întâlnește cu, mă iertați, spionul principal a unui stat, deși foarte prieten și apropiat nouă, aceasta este mai grav decât prezența la prezentarea unui procuror sau nu știu ce acolo. Nu-i așa îmi pare. Și încercați să întrebați orice om care mai cunoaște un pic din cutumele astea diplomației, relațiilor internaționale, ce înseamnă o asemenea... Nu te respecti tu, nu te respectă nici prietenii, nici dușmanii. Aceasta este o regulă care trebuie de înțeles. Și dacă noi, moldovenii, n-o să ne respectăm pe noi, n-o să fim respectați de nimeni. Atâta timp cât uităm asta, o să stăm unde stăm. Domn premier, ce se întâmplă în Găgăuzie? Fierb lucrurile acolo chiar? Sau sunt provocări intenționate din mâna Moscovei și așa mai departe? În Găgăuzia se întâmplă lucruri care pot degenera în niște probleme serioase pentru Republica Moldova. Că acolo se încearcă de a destabiliza situația, probabil că este cumva clar. Cine încearcă, avem, slavă Domnului, servicii străine, speciale care ar trebui să spună acest lucru. Eu mă întreb ce fac autoritățile centrale pentru a diminua aceste riscuri, da? Pentru a tăia din fașă, cum s-ar spune, asemenea riscuri. Ori noi nu avem un dialog cât de cât între autoritatea centrală și comitetul ăsta executiv din Cumra. Da? Deci nu este dialog între Bașcanul Găgăuzii, președintele țării, prim-ministru, tot așa mai departe. Deci nu este. Se duce președintele acolo, nu se întâlnește cu Bașcanul, nici nu îl informează. Da? Deci astea nu sunt lucruri normale. Indiferent de cine încearcă să destabilizeze situația acolo, la nivel central, noi trebuie să încercăm să avem dialog cu autoritățile, care sunt constituționale, care sunt alese conform legislației Republicii Moldova, atunci când ție nu-ți place o persoană și aceasta este temei suficient ca tu să nu te mai întâlnești, să nu mai discuți, asta este grav. Cu atât mai mult că știu că după alegerile din adunarea, cum se numește, populară, acolo majoritatea este foarte, cumva, cooperantă cu partidul de guvernământ la noi, deci ei sunt, cumva, aliați și având o asemenea conjunctură, eu sper că ei, a noștri, din centru, vor conștientiza ce se întâmplă acolo și nu vor admite excese de acest gen. Ori, eu nu consider, de exemplu, că să trimiți fulgerul acolo, așa, cumva, demonstrativ, ajută la dezamorsarea situației. Da, fulgerul trebuie să fie peste tot, da? Dar în condițiile când de câteva luni acolo sunt proteste cu caracter economic, nu au alt caracter, slavă Domnului, până când tu trimiți fulger acolo, chipurile să facă niște aplicații sau nu știu ce, prea ieftin tot lucrul ăsta, da? Trebuie de avut un pic o abordare mai înțeleaptă. Că cineva de pe extern ar putea încerca să speculeze această situație, să ne creeze probleme, din păcate așa este. Poate fi și unul, și altul, și a doilea, și a treilea. Eu nu am date că sunt rușii, că sunt ucrainieni, că sunt X, Y, extraterestre. Nu am și nu vreau să lansez presupuneri de acest gen. Sper că organele noastre speciale
cunosc informația, dar recomandarea față de președintele țării, conducătorul guvernului, este să aibă dialog civilizat cu autoritățile de acolo. Asta este unica posibilitate de a evita confruntări și, eu știu, extinderea acestui. Apropo de președinte, este sau nu este o problemă principală pentru Moldova dezinformarea? Pentru că, spunea doamna Maia Sandu, țara noastră a devenit un fel de teren de testare a instrumentelor dezinformării, spunea domnia sa la o... tot în afara țării, nu știu unde, la un eveniment. Zilele astea în Austria unde a fost, unde se află acum, nu știu ce cu deplasarea asta și ce câștig, ce aduce pentru Republica Moldova participarea doamnei președinte, iată, la asemenea cluburi elitare care au un singur scop de a antrena Republica Moldova în niște confruntări. Am înțeles că se plânge pe dezinformare, am înțeles că se plânge pe rețelele sociale care la comanda ei nu mai blochează sau nu blochează așa cum își dorește ea oponenții politici. Am înțeles că face lucrul ăsta pe spihotare. Păi bine, la capitolul dezinformare nu cred că în istoria țării a existat un partid care induce societatea atât de iscusit în eroare, cum cred ei, iscusit, în așa măsură cum o face PAS-ul. Dezinformare se face prin intermediul surselor media pe care le controlează și care doamna Sandu zice că ea n-are presă, dar nu e nimeni mă iertați naiv în țara asta ca să nu înțeleagă ce se întâmplă. Da? Dezinformare inclusiv este vociferată și de dumneiei la orice capitol. Nu știu, eu cred că ultimul lucru pe care ar trebui să-l facă doamna Sandu se plângă pe faptul că este cumva dezavantajată la capitolul media și dezinformare și tot așa mai departe. Recomand să se preocupe de problemele țării. Asta pot să fac. Și atunci nu să aibă pretenții la media și tot așa mai departe. Despre probleme. Eu cred că e josnic să faci aceste lucruri. Despre probleme. Eu sunt sigur că asta ceva cunoașteți, dar nu sunt la fel de sigur că o să-mi spuneți și nou. Primele zile erau parcă glume, așa mai râdeam pe Facebook. Deja nu e glumă. Ce-s cu alertele astea cu bombe zi sau la fiecare două zi? Pentru că e clar că nu sunt alcoolici sau niște copii din Chișinău care sună, da, sau din afara Chișinăului. Pentru că într-o zi spunea cineva, președintele Comisiei pentru Securitate, că spunea la o emisiune că l-au reținut. Dar trebuie să anunți poliția. Și poliția a doua zi a zis că a reținut, dar un băiat care, așa, sunase din greșeală. Dar ceea ce se întâmplă la nivel general, cu e-mail-uri, cu... Nu vreau să fiu atât de optimist ca dumneavoastră și spun că eu știu ce se întâmplă și pot proba. Eu tot așa ascult ce declară responsabilii din țara noastră pe securitate. Ultimul și cel mai credibil care ar trebui să fie este directorul Serviciul Informației și Securitate, care cu 3-4 zile urmă a spus că aceste semnale vin atât de pe interior cât și de pe exterior, iar persoanele de pe interior au fost identificate. Iată, verificați declarația dumnealui. Deci au fost identificate persoanele de pe interior. Poate eu deja i-au reținut, poate lucrează operativ cu ei și poate încă informația respectivă nu poate fi diseminată pentru noi, muritorii de rând, deși este o doză de scepticism în ceea ce am auzit de la dumnealui. De ce se întâmplă acest lucru? Eu cred că este o încercare de destabilizare, dar nu pot spune cine o face. Mare probabilitate este că este de pe extern, o fac rușii sau ucrainieni sau alții, nu pot spune pentru că nu am dovezi. Ce vreau eu să spun este că mie îmi pare că instituțiile noastre ar trebui deja să se gândească la ceea ce de mult spun că vor revedea acel protocol. Ori, nu este absolut de înțeles de ce avionul care numai ce a aterizat pe aeroportul nostru, adică este verificat, zicem, în Berlin, sau de ce el trebuie să fie reținut 2-3 ori sau nu știu cât noi verificăm după și stau oameni acolo, suchinui ori întregi. De ce zona aceea sterilă, care au trecut toate scanerele astea și ce mai sunt acolo echipamente, care în mod normal nu poate fi nimic acolo, tot este reținută și tot așa mai departe. Deci, deja lucrul ăsta, îmi pare că e a treia lună durează, chiar nu se poate de adaptat un pic acolo. Eu înțeleg că poate cuiva e apar suspiciuni că acolo se cheltuie bani bugetari mulți pentru instituțiile care gestionează această situație. Și unii zic că nu e exclus că merge valorificarea banilor, dar iarăși
haideți să nu fim atât de perfiți și să avem așa, dar dacă nu se schimbă nimic pe, pe parcursul unei perioade îndelungate, cel puțin autoritățile trebuie să vină cu informație credibilă. Da, eu cred că este factor extern și se urmărește destabilizarea în folosul sau în detrimentul guvernării, asta e altă întrebare. Revenim la economie. Domn premier, noi avem o criză la traversarea frontierei de stat. Mă refer la camioanele care stau. Nu toți am văzut că au criza respectivă. Știu că mi-aduc aminte ceva timp în urmă, s-a rezolvat pentru două zile, s-a difuzat peste tot că s-a rezolvat și problema continuă. Și nimeni nu vorbește despre ea iarăși. De ce este, avem problema asta? Eu vă întreb problema care. De ce oamenii stau acolo? Ce se întâmplă? Doar noi exportăm de azi. Moldova brusc a început să exporte mai mult decât exporta până în ultimul mod. Eu cred totuși că s-a majorat fluxul de mărfuri, inclusiv acest re-export care îl facem noi. Multe companii de transport de ale noastre merg în România sau mai departe și transportă și pentru noi și pentru ucraineni. Deci este o explicație obiectivă, dar aceasta nu este măsură să, iarăși, să dureze atâta timp fără soluții. Mai degrabă este o ineficiență în organizarea lucrului, atâta poliție de frontieră și avame. Păi bine, dacă așa suntem deja de prinși și intră în obișnuință, așa o fac, da? Nu poate să dureze așa de mult. Totuși, vreau să fim obiectivi. Fluxul a crescut și cozi de astea se mai întâmplă și la alte hotare și sunt legate de acest conflict ucrainean. Dar am convingerea că dacă acolo ar fi oameni care ar vrea să soluționeze această problemă, ar face așa cum a făcut-o cu două luni când era presiunea cea mare, când am avut, din păcate, și o persoană care a decedat acolo și tot așa mai departe. Acum subiectul cumva a decăzut de pe ordinea de zi, mai bine ne plimbăm pe la Austria, pe platformele astea diferite, care, știți cum, dacă omul se simte mai comod peste hotare decât acasă, mai confortabil, clar că el o scaute măcar o dată în săptămână să se deplaseze. Întrebările astea legate de iarnă, de cozi la hotare, nu prioritar. Vor uita nu prea aveți dreptate, pentru că merge și în sate săptămânal sau dată la două săptămâni. Noi vedem subiecte la TV, nu? Eu înțeleg. Eu vorbesc de cum percepi guvernarea lucrul ăsta. Ca să scăpi de probleme, când te duci la Bălță în vizită, nu anunți pe nimeni, te întâlnești cu trei oameni din primărie și fuguța la Chișinău. Pentru că dacă dai ochii cu oamenii, trebuie să le răspunzi. Cel puțin ce ai promis și ce ai făcut. Iată așa se întâmplă la noi. Eu am fost la Bălți după vizita doamnei președinte. Și? Ea unde a fost? A fost undeva... De ce? De regulă, când se duce un prim-ministru, un președinte, într-o vizită, mai ales la Bălți, prima dată în primii doi ani, strânge sala aceea de oameni, de funcționari, le citește acolo 30 de minute, uite ce am făcut, ce probleme avem, iată contextul internațional, măcar te arăt și spui. Dar nu vii fuguța, bine anunțate, te-ai întâlnit cu primarul și repede ai fugit. Te-ai mai dus, bineînțeles, la investitorii care în mod normal respectă etichetul și nu-ți spun ce se întâmplă. Și ai fugit drept de acasă, da? Asta se întâmplă în sate și în oraș. Comunicatul de presă a venit de la Ministerul Finanțelor. L-ați citit cu privire la datoriile noastre interne? Da, l-am citit. Totul e bine? Deci noi nu împrumutăm ca să acoperim un deficitul nostru intern. Eu l-am citit de 7 ori. D'accord. Haideți așa, noi nu trebuie să, jurnaliștii, mai ales cu reputația și autoritatea dumneavoastră, nu trebuie să vă limitați doar la citirea comunicatului, că acolo este așa, doar un extras de informații. Iată, dacă intrați pe site-ul ăsta a Ministerului Finanțelor, acolo este situația cu datoria de stat în general, și internă, și externă, evoluția pe luni este pe site și îți faci informații. Iată, de exemplu, dacă o să comparați situația din decembrie 2020, de exemplu, când a plecat acel guvern care Maia Sandu deci vrea numai decât să scape de el și să declanșeze alegeri, și acum în iulie. O să vedeți că datoria de stat a crescut undeva cu 6,5 miliarde de atunci lei, inclusiv 2,8 internă și 3, aproape 9 miliarde, cu 199 de milioane de dolari, aceea externă. Deci atunci când guvernul actual spune că noi întoarcem doar ceea ce a fost angajat anterior, un pic nu prezintă informații chiar așa cum este.
dar nici nu evoluția soldului datoriei atât de, de gravă în cazul de față, cât costurile de servire. Pentru că, de exemplu, dacă acum plasează valorile imobiliare de stat pe 364 de zile la 21,36% ca să le răscumpere pe cele de anul trecut plasate la 5%, noi înțelegem, când faci toată matematica și te uiți la acest sold de 17 miliarde, că cheltuielile pe an cresc aproape cu 3 miliarde de lei. Lucrul acesta în comunicat nu o să-l găsiți. Că nu stă bine, nu vreți să-l enunțe, da? Nu o să auziți din comunicatul Ministerului Finanțului acum că, de exemplu, în decembrie 2020, soldul valorilor imobiliare de stat plasate pe piața internă era cu 3 miliarde mai mic decât acum, în iulie 2022. Deci este, iarăși, nuanțe care nu se arată pentru că schimbă totalmente situația. Deci, da, datoria de stat internă și externă a crescut. Aceasta nu e atât de grav că crește această datorie dacă tu poți să o întorci. Mai grav este că s-a majorat de 4 ori costurile de servire. Anul trecut, când a venit guvernul Gavriliță, încă în august, se împrumuta pe 91 de zile la 3,42. 3 întreg și 42. Acum, pe 91 de zile, împrumut undeva la 16%. Pe un an se împrumuta la 5,5. Acum, ultima dată, marța trecută, au împrumutat la 21,36. Deci astea sunt costuri care înseamnă că dacă acum ai împrumutat 500 de milioane, exact peste un an, la anul în august de ziua independenței, vei achita 500 plus încă 100 de milioane. De unde atunci o să ia guvernul X sau Y care a fi acești bani? Asta e întrebarea. De ce? Nu vă limitați doar la comunicate. Uitați-vă și ceea ce nu-i scris printre rând. Ceea ce nu-i scris. Eu oricum am să încerc să vă pun la punct față de pas. Iată. Vă rog. Încasări record la serviciul Vamal. 15-21 august anul ăsta. 813 milioane de lei. Mai mult cu 37% față de perioada similară a anului trecut. De la începutul anului ăsta, serviciul Vamal a colectat 20 de miliarde de lei. O creștere de 22% față de încasările din intervalul corespunzător al anului 21. A? Așa că deci, felicitări, numai că, iarăși, comunicatul e bun lucru, dar lucrul VAM în ce constă? Impozitează o valoare oarecare care vine în VAM, la import, de exemplu, da? Da. De exemplu, aplică 20% TVA pe un volum al importului. O să găsiți în comunicat cu cât a crescut valoarea în vamă de anul trecut până anul acesta față de anul trecut? La ce aplică ei aceste 20%? Cât e inflația ultimele 12 luni oficial declarată? Aproape 34%. Dar sunt poziții de import care au crescut de 3-4 ori valoarea. Același gaz calculați cu cât a crescut. Sau altele. Bine, la gaz pot să zică că ei acordă vacanța aceasta fiscală la Moldova Gaz și ăștia nu achită, adică tot acumulează datorii față de buget. Dar sunt articole de import care au crescut prețurile, cel puțin s-au dublat. De ce? Când îți spune o sumă absolută, un om care un pic prietenește cu matematica, asta nimic nu-i spune. Trebuie să spună ceva relativ. Uite, am aplicat 20% TVA pe un volum oarecare al importului. Anul trecut a fost atâta, anul acesta este atâta. Veniți cu o informație în fața societății ca să nu apară suspiciuni. Imaginați-vă că valoarea în vamă s-a dublat. Da? De exemplu, se importa 1 miliard și aplicai 20%, asta înseamnă că iai la vamă 200, iai în buget 200. Dar dacă s-a dublat, înseamnă că e 2 miliarde. Tu trebuie să strângi 400 de milioane în buget. Dar arăți că a crescut 237 și faci comunicat record în casări. A crescut cu 37 față de anul trecut. Dar realitatea e cu totul alta. Nu trebuie să cumpărăm picioarele de scaun cu știți cum, cu alt gen de picioare. Sunt tehnici de astea de manipulare care, din păcate, sunt utilizate foarte abil de ăștia care se plâng pe dezinformare. Și pentru că dumneavoastră preteniți foarte bine cu cifrele. Astăzi, Banca Națională a anunțat un curs pentru ziua de mâine, euro-dolar raportând la leu, deci dolarul mai mare decât euro. Pe cei care au rezerve în euro și dolar, atâta cât au, poate aveți un sfat pentru ei, să-și facă griji, să-și transfere euro în dolari, să transfere dolari în lei, să stea calmi, stea tot așa. Ce se întâmplă pe piața internațională, astfel încât s-a ajuns la noi? Clar că contextul e vorba de război,
Dar poate vreun sfat pentru cei care dețin euro și dolari acasă sau în bănci, nu știu. Bine, decizia Băncii Naționale nu este aprobată că așa le place lucrurile. De acord, da, piețele externe și mă tem că Europa, cum am spus, iarna aceasta va digera foarte greu ceea ce se întâmplă, pentru că, spre deosebire de alți actori geopolitici mari, Europa suferă cel mai mult economic din cauza acestui război. În mod special Germania. Și aceasta, bineînțeles, pune presiune pe euro. Nu pot și nu vreau să dau recomandări. Cei care au economii în euro trebuie să decide ei ce fac cu ei. Cel mai bine să-i schimbi în lei, dar cel mai bine să investească în, eu știu, active care nu se devalorizează niciodată. Faceți depozite la bănci, protejați-vă banii astfel încât să vă asigurați că nu pierdeți foarte mult. Dar de pierdut, într-o măsură sau oarecare, o să fie. Nu pot recomanda să schimbați în dolari sau nu știu ce, pentru că nici acolo nu e situația foarte strălucită. Dar Europa va suferi cel mai mult în perioada respectivă. Domnule Cizo, dar cât mai avem noi? Mai suntem în ETR sau... Suntem. Ia să vă stric eu dispoziția dumneavoastră. Vă rog, sper că nu cu proiectul ăsta care exclude responsabilitatea pentru vânzarea, comercializarea drogurilor și tot așa mai departe. Eu nu prea am înțeles subiectul ăsta. Este o inițiativă, încă nu a ajuns. Ministerul Justiției vrea să atenueze. Da, deci Ministerul Justiției s-a gândit că ar fi bine să atenueze sau să diminueze pedeapsa, chiar să exclude penală în cazul când se comercializează un tip oarecare de droguri. Și iată, combinat cu decizia de grațiere de către doamna președinte a unui, am înțeles, un traficant de droguri, care este absolut inexplicabilă, apar întrebări. Dar ce facem noi cu problema asta, care este un pericol enorm pentru generația tânără, pentru copii și tot așa mai departe. Haideți, nu vreau să speculez, poate Ministerul Justiției are și domnul Alaiba are o întemeiere solidă la această inițiativă. Litvinenko, Ministerul Justiției. Da, Ministerul Justiției și domnul Alaiba, am spus. Deci au întemeiere solidă la această, zicem, liberalizare a peței drogurilor, dar n-am văzut-o până când și ne lasă câmp de speculații. Hai să vedem, poate vin cu ceva care ne fac să susținem și noi această inițiativă. În cazul persoanei grațiate de către doamna Maiasanu, nu se știe foarte clar, noi nu știm toată povestea acelui om, cine știe, poate... Dacă a semnat, a semnat. Dacă apar aceste întrebări, eu cred că toată armata de verișoare care sunt mai mari pe comunicare a trebuit să iasă să informeze societatea. Uite, degeaba voi faceți pentru că este intimierea. Vă amintiți anul trecut când era vorba de grațierea doamnei cele mame a 5 copii, cât a durat pentru că nu este intimiere, nu știu ce acolo, da? Da. A durat foarte mult. Acum, și dacă nu observa un jurnalist sau cineva subiectul ăsta, trecea așa nemediatizat. Dumneavoastră ați lucrat cu fostul ministru al transporturilor, domnul Iurie Chirinciuc? Nu, am lucrat cândva în sectorul privat, de mult, până în 98. Pentru că el a comentat pe Facebook. Îl cunosc că a lucrat într-o companie cu mine. Întreabă cum vrea să conducă o țară când a falimentat toate afacerile pe care le-a gestionat. El a ieșit din pușcărie pentru corupția care a făcut-o pe centura Chișinăului. Iată, centura Chișinăului, Ialoveni-Durlești, el a fost arestat pentru corupția de acolo. Ne întrebați, ăla a ieșit din pușcărie sau încă nu? Și mai este fugar sau deja a cumpărat revenirea în țară? Sâmbătă ziua noastră, ziua independenței. 31 de ani, nu știu, poate un mesaj de felicitare, dacă doriți, poate... Bineînțeles, este sărbătoarea noastră națională, sărbătoarea statului nostru și noi, în primul rând, dacă vrem să trăim bine și demn, trebuie să ne îngrijim de statul nostru. Este ziua de naștere a statului nostru, în pofida tuturor dificultăților, este motiv de felicitare, de bucurie și trebuie să înțelegem că bunăstarea, prosperarea statului nostru depinde de fiecare dintre noi. Să ne dea Domnul forțe și înțelepciune să contribuim la dezvoltarea statului nostru. Așa să fie. Domn premier, mulțumesc tare frumos că ați fost adunat în emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd în mândrie.
prind viață cu ABC.